Boeing se pare că nu are noroc. Pe lângă toate acele știri dezastroase din ultimele luni, că avioanele pică din cer, Boeing are și divizia de rachete. Tocmai a lansat pentru prima oară doi astronauți pe stația spațială, după care s-a strigat racheta și nu pot reveni înapoi. Așa că hai să vedem mai multe detalii. În 2011, NASA a desființat racheta lor, The Space Shuttle, care era folosită ca să ducă astronauți în spațiu. Iar pur și simplu prea costisitor. Desigur, ce face guvernul este foarte ineficient, în afară de China. Așa că, în 2014, NASA a spus, na bun, hai să accesăm sectorul privat. Și cine se oferă dintre companii? Ca să creeze o rachetă ca să poată ducă oameni. Până atunci, între timp, se foloseau de ruși, care e cam penibil. În 2014, două companii au câștigat contracte. Boeing a primit 4,2 miliarde și SpaceX, care a primit 2,6 miliarde. Acum, trebuie să înțelegi în 2014 care era situația. În 2014, Boeing încă avea o reputație excelentă. SpaceX era un startup, da, care de-abia au reușit să ajungă în orbită în urmă cu câțiva ani. Deci, nu mulți aveau speranță în SpaceX. E bine, acest lucru s-a schimbat drastic în ultimii 10 ani. SpaceX a reușit să ducă primii astronauți în 2020, și era un moment istoric. Iar de atunci, în ultimii 4 ani, au lansat de 13 ori oameni. Deci este fantastic. Toate misiunile impecabil de succes. Boeing, în schimb, a avut prima lansare în 2019 și aia a fost mult amânată. Însă, acea lansare a fost fără oameni, simplu pentru testare. A eșuat să ajungă la stația spațială din cauza unei probleme de software. Următoarea lansare, din nou fără oameni, a fost în 2020. Și aia a eșuat. Probleme cu parașuta, plus multe altele. În sfârșit, după foarte multe amânări, pe 5 iunie 2024, au lansat doi astronauți. E bine, cum au ajuns la stația spațială? Capsula s-a defectat. Probleme cu scurgeri de heliu. Capsula are 28 de motoare mici ca să ajusteze direcția. 5 din alea s-au defectat. Și din ceva motiv e așa de prost construit încât nu poate primi update de software decât dacă cineva îi în capsula. Desigur, Boeing și NASA au intrat în muncă de PR zicând, oh, dar nu e problemă, doar vrem să ne asigurăm că datele ok și să analizăm situația. Acei doi astronauți trebuia să stea în spațiu 8 zile. Ăla era planul. O trecut 2 luni. În sfârșit s-a luat o decizie. Decizie unanimă. Că SpaceX va lansa o rachetă ca să-i salveze, ca să ducă înapoi. Însă, asta se va întâmpla doar în februarie anul viitor. Deci, îți dai seama, un drum ce trebuia să dureze 8 zile, acum o să dureze 8 luni. Acum, oarecum îți asumi? Jobul de astronaut implică risc. Da. Oricât de multe aspecte de siguranță sunt, când îi o lansare, astronauții știu că poate nu se întorc. Da. Însă este cu adevărat jenant pentru Boeing. Și chiar s-a obținut un raport. Angajații Boeing ziceau, îi urâm pe SpaceX. Constant ne batem joc de ei. Și acum trebuie să ne salveze. Este umilitor. Și da, este umilitor. Deci, între timp, numai ca să vezi ca și contrast, SpaceX trebuie să lanseze ieri, dar poate o să fie astăzi, zilele astea,
4 astronauți care nu o să se conecteze la stația spațială, ci pur și simplu o să stea 5 zile în orbită, mai departe decât au fost oamenii în ultimii 50 de ani, și pentru prima oară o să deschidă capsula și o să facă o plimbare în afara capsulei, în spațiu. Deci, e prima oară când, desigur, toți își pun costumele, depresurizează toată capsula, deci scoate tot aerul și o să plutească așa liber. Să fie foarte interesant. Între timp ce Boeing are probleme din astea catastrofale. Da, bun. Dacă ne uităm la companie, din punct de vedere a unui investitor, lucrurile nu arată bine. Deci, graficul arată așa. Maximul istoric a fost în martie 2019 la 446,01. Acum, 173,05. Scădere de 61%. Brutal. De asemenea, este la același preț Boeing la care a fost în 2017. Deci dacă ai fi pus 10.000 de euro în Boeing în 2017, acum ai avea 10.000 de euro. Compania s-a listat la bursă în 68. Cred că am aici, ai graficul până în 68. În acea perioadă, au urcat 7,59% acțiunile pe an, care e foarte puțin. De-abia îi peste inflație. Da. Momentan, capitalizarea, 106 miliarde. Deci, ok, e mare, dar nu toate companiile mari sunt bune. Mulți nu știu asta. Boeing are 3 divizii. Una, aviație comercială. A doua, de rachete. Și a treia, de armament. Deci, ca și 3 business-uri într-una. În trecut, secolul trecut, Boeing era foarte respectată. Era o firmă condusă de ingineri, unde siguranța era pe primul loc. Însă, în 1997, Boeing a fost cumpărat de firma McDonnell Douglas. O firmă care i-a păsat doar profiturile. O concediat managerii ingineri și au pus finanțiști, cei care au fost la școală de business. S-a schimbat complet cultura, s-a stricat. Focusul era strict pe raportele trimestriale. Da. Astfel, calitatea a scăzut și catastrofa care este momentan. Nebun. Acum 10 ani au avut vânzări de 90 de miliarde. Cu 5 ani 76 și anul trecut 77. Deci firma este în declin. Ok. Dacă vezi vreodată o companie la care în ultimul an au avut vânzări mai mici decât acum 10 ani, poți liniștit să nu investești. Așa, criteriu simplu să ai, mi se pare absolut rezonabil. Și aș fi foarte curios să stau de vorbă cu investitorii în Boeing, să zic, ce-i în capul tău? Ești ok? Acum, Boeing, ideea că este în S&P 500. Deci, milioane de oameni investesc în Boeing neintenționat. Nu pentru că crede că Boeing e așa de bună, ci pentru că bagă în S&P și cumpără un pic din fiecare. Vezi? De asta am eu o problemă. Cu această propagandă care este în industria finanțelor, care zice, e așa de greu să investești, nici nu încerca, doar bagă-ți bani în S&P 500. Păi în S&P, unele companii sunt catastrofale. Okay. Deci dacă te uiți 5 minute la această companie, cu siguranță nu ai vrea să investești. Așa că, pur și simplu spun, fii mai strict în criteriile de selecție, da, și astfel poți obține câștiguri mai mari. Apropo, dacă ești interesat, sâmbătă asta o să țin încă un mentorat de grup. De fapt, ultimul mentorat de grup, unde înveți strategiile mele. Deci dacă ești curios, poți să programezi o întâlnire cu colegi din ProfitPoint folosind linkul din descriere. Na bun.
Dacă ne uităm la profituri, acum 10 ani, 5 miliarde, acum 5 ani, minus 600 milioane, au început să pierde bani și de atunci în fiecare an pierde bani. În 2020, minus 11 miliarde, după aia minus 4 miliarde, minus 4 și minus 2. Catastrofal. Deci, absolut catastrofal. Nu de mult, în congres, a fost adus CEO de la Boeing și a fost interogat. El are salariu, 35 de milioane de dolari pe an. Deci, ești curios cum poți obții aceste joburi, unde poți să fii absolut incompetent și ești plătit o avere. În fine. Da. Deci, asta este problema. Boeing e un absolut dezastru. Cultura s-a deteriorat și acum trebuie să fie salvată de SpaceX. Da. Lecția îi să nu te lași păcălit de propagandă. Absolut este posibil să bați piața dacă pur și simplu alegi companiile cu mai mare grijă. Da? Da. Dacă vrei la seminar, link în descriere. Atât pentru astăzi. Mulțumesc pentru vizionare. Lasă un comentariu dacă ți-a plăcut și nu uite să te abonezi pentru că postăm de 3 ori pe săptămână. Mulțumesc pentru vizionare și pe curând!